Pe baza acestui act normativ se vor ocupa posturile vacante complete sau incomplete din învățământul preuniversitar. Începând cu 26 ianuarie se vor stabili și normele vacante sau rezervate. Tot la această dată se pot depune și cererile de prelungire a activității în învățământ. Cererile depuse în acest sens vor fi analizate de consiliile de administrație și validate, doar dacă numărul de ore din unitate nu este afectat. Dacă se constată că cererile pentru prelungirea perioadei de pensionare sau pensionare anticipată a cadrelor didactice ce afectează catedra, decizia Consiliului de Administrație poate fi invalidată. Da, a apărut în această săptămână, a fost aprobată prin ordinul Ministrului Educației Naționale, practic începând cu luna ianuarie, după 5 ianuarie, va fi constituită Comisia Județeană de Mobilitate, care va trece la punerea în aplicare a prevederilor prezentei metodologii. În această perioadă, în unitățile de învățământ și în localitățile din județul Gorj, se lucrează la rețeaua școlară și la întocmirea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016, urmând ca după 26 ianuarie să trecem efectiv la punerea în aplicare a prezentei metodologii. Atunci vor fi stabiliți colegii care ies la pensie începând cu 1 septembrie 2015. Până la începutul unui nou an școlar, aproximativ 100 de profesori și învățători vor ieși la pensie în județul Gorj. În momentul de față există un deficit de cadre didactice. Aproximativ 40 de profesori sunt pensionari și lucrează în învățământ. Cele mai multe catedre descoperite sunt cele de fizică și chimie. Raportându-mă la statistica pe care o facem în fiecare an, în jur de 100-110 colegi ies la pensie în fiecare an. În ultimii 2-3 ani școlari, media a fost 110. Probabil că nici în anul următor nu vor face excepție. Eu mă aștept, datorită acordului semnat de guvern cu sindicatele, să fie puțin mai mare sau să fie mai mare numărul de colegi care vor dori să iasă la pensie. Dar pot să vă spun că și în ultimii 3 ani, probabil că și politica Inspectoratului Școlar Județean Gorj în anul școlar 2015-2016 va fi de a ține aproape de colegii care ies la pensie, de a profita de experiența domniilor lor și de a colabora în continuare, pentru că pot să vă spun că în momentul de față sunt în jur de 35-40 de colegi care lucrează, sunt pensionari și lucrează în învățământ, pe locurile care sunt descoperite. Până la sfârșitul lunii ianuarie, Inspectoratul Școlar Județean așteaptă modificări la această metodologie pentru că există persoane din învățământ care doresc o pensionare anticipată.